Patriarhul României a primit în audiență astăzi la reședința patriarhală pe ambasadorul statului Israel în România. Prefericirea sa a apreciat relațiile bune pe care patriarhia română le are cu comunitatea evrească din țara noastră, iar diplomatul israelian și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea proiectelor comune, cum ar fi cele sociale și de voluntariat. Ambasadorul Israelului la București, Tamar Samaș, a vizitat astăzi Patriarhia Română. Cu acest prilej, Prefericitul părinte patriarh Daniel a apreciat relațiile bune pe care Patriarhia Românele are cu comunitatea evrească din țara noastră. Patriarhul României a mai subliniat faptul că în ultimii ani, Pelerinajele organizate de Patriarhia Română în Israel s-au intensificat foarte mult, astfel încât numeroși pelerini ortodoxi români au posibilitatea să se închine la locurile sfinte și să cunoască mai bine tradiția biblică, precum și valorile spirituale comune. Părintele Patriarh Daniel a amintit despre proiectul de deminare a terenului pe care a existat schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de la Iordan, al cărui egumen a fost Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. Moaștele acestui sfânt pot fi cinstite la mănăstirea Hozeva, de pelerinii români care merg la rândul său, ambasadorul a mulțumit pentru primire și a transmis urările sale pentru sărbătoarea Sfintelor Paști care se apropie. Aceasta și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea proiectelor comune, apreciind ceea ce s-a realizat până acum. Au fost discutate și diverse activități sociale și de voluntariat, precum și posibilitatea organizării unor noi proiecte social filantropice. Cela fait maintenant 2 ans et demi que je suis en sunt de 2 ani și jumătate în România și sunt din ce în ce mai implicată în proiectele sociale de aici. Tocmai de aceea am venit să-l văd pe prea Părinte Patriarh. Să discutăm câteva modalități prin care putem implementa astfel de proiecte și cum putem să colaborăm în dezvoltarea proiectului de pelerinaj în Țara Sfântă. Potrivit biroului de presă al Patriarhiei Române, aspectele discutate în cadrul întâlnirii de astăzi contribuie la consolidarea relațiilor dintre cele două popoare și, totodată, constituie o mărturie despre moștenirea tradiției iudeo-creștine, care stă la baza culturii europene, chiar dacă aceasta își uită uneori originile sale spirituale.